Bună ziua și bine ați venit la noi! Vă mulțumesc pentru invitație, mi-mi face mare plăcere să fiu prezent la un astfel de eveniment, primul pentru noi, dar cu siguranță nu ultimul. Cum vedeți colaborarea cu Computer Games? Foarte bună, foarte bună. Mi-a plăcut organizarea evenimentului, de mare amploare și asta s-a văzut, foarte multă implicare și din partea noastră s-a dat tot interesul pentru a avea o prezență minunată aici, dar și din partea lor a fost un efort deosebit. Ce părere aveți despre acest eveniment? Ne place sportivitatea, ne place spiritul de echipă. Mi-a plăcut ceea ce am văzut. Am văzut că hobby-ul nostru ca simpli gameri a fost dus în extrem, a fost dus la un nivel profesionist la care, sincer, nu m-am așteptat și mă bucur că am apucat să-l văd. Mă bucur că am putut să fiu parte din eveniment și să ajut la desfășurarea lui. Cu ce produse ați venit să-l faceți mai cunoscute spectatorilor, publicului nostru? O parte din produse nu sunt cunoscute, ele fac parte din infrastructura evenimentului, nu vor fi văzute de cei care sunt prezenți în sală, este vorba despre echipamente de switch cu management, echipamente de prioritizare a traficului, astfel încât să nu existe probleme în desfășurarea evenimentului, cât despre produsele pe care am vrea să le facem cunoscute, ele rulează în reclamele care sunt disponibile pe bordul principal. Este vorba despre un nou standard wireless, se numește Wireless AC, de viteză foarte mare, peste 1 gigabit pe secundă. Și cu acest echipament suntem prezenți și am dorit să-l prezentăm și să-l facem disponibil ca și marketing. Ce părere aveți despre faptul că foarte multe persoane au fost prezente atât ieri cât și astăzi la acest eveniment și, bineînțeles, interesate de produsele pe care, cu care Tepulinca a venit? E-sport și, în general, gaming-ul este un eveniment care capătă amploare și la noi. Începe să fie din ce în ce asemănător cu ceea ce se întâmplă în Asia. Pe partea asiatică există echipe profesioniste, așa cum noi avem o meserie pe care o desfășurăm, meseria lor este gaming-uri, iar noi putem să învățăm de la ei. Mă bucur că din ce în ce mai multă lume dorește să aibă un spirit de echipă pe care să și-l dezvolte împreună cu colegii, cu prietenii și de ce nu să-și dezvolte aptitudini pe care în mod normal nu le-am avea fără gaming. Pe viitor veți dori să mai colaborați cu Computer Games la evenimente de genul acesta sau dacă nu și mai mari? Clar, există un eveniment imediat următor, Dreamhack-ul din toamnă, la care dorim să fim prezenți alături de Computer Games. Dorim să fim prezenți și la finalele de anul viitor, pentru că, încă o dată, ne-a plăcut modul de prezentare, ne-a plăcut prezența și ne-a plăcut modul de organizare. Ce v-a plăcut cel mai mult la această organizare? Ca să fiu sincer, mă așteptam atunci când am intrat în sală să găsesc ca un fel de sală de cinematograf. Am găsit mai mult ca o sală de teatru în care lumea poate să stea extraordinar de comodă, să iasă de sub inhibițiile că a venit strict ca să privească un eveniment și să se simtă bine, se simtă confortabilă, să participe, să comunice chiar cu cei care participă în evenimentul de gaming. Sunt foarte apropiați, nu există restricții, se pot duce, pot să vorbească, pot să întrebe pe concurenți despre ceea ce doresc ei să întrebe, tehnici sau, eu știu, diverse hinturi pe care le pot găsi. Sunteți pasionat? Clar. Am fost deosebit de interesat de eveniment și din punct de vedere al unui hobby care s-a fost dezvoltat ca o pasiune și a devenit hobby. Mă bucur să găsesc un mod mult, mult mai avansat față de ceea ce practic acasă sau practic cu colegii aici.